Lucrările la drumul județean 281C Blăgești-Cotnari au fost recepționate astăzi. 26 de kilometri de drum ce fac legătura între Blăgești și Cotnari au fost modernizați cu 6 luni mai devreme decât era prevăzut în contract. De-a lungul căii de rulare, constructorul a montat 29 de podețe și peste 1500 de metri liniari de parapet metalic flexibil. S-a realizat semnalizarea rutieră și au fost amenajați peste 7000 de metri pătrați de trotuare. Au fost refăcute toate căile de acces la proprietăți și modernizate stațiile de autobuz. Pentru întregul proiect, executantul asigură o garanție de 3 ani. Valoarea totală a lucrărilor este de 50 de milioane de lei, investiția fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală.